Așa. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod de Fantasy 15. Astăzi avem meciul de continuat cu Dortmund și mai departe este surpriză cu cine vom juca. Dar ne mai trebuie și nouă, mai sunt mai bine meciuri până o să se desfacă, până o să ajungem la perioada de transferuri. Dortmund începe cu Ramos în față. Ramos. Cine este acest Ramos? În fine, dar sper să invingem. Recuperăm repede mingea, dar nu pentru mult timp. L-am băgat și pe Silva titular pentru că, nu știu, meciul trecut mi-a cam plăcut de el. Și de aceea l-am băgat. Vardy, un șut violet din prima. Mai vreau să-l iau pe... Nu știu să văd ce jucător o să mai iau acum, perioada de transferuri, când o să se redeschidă. Dar nu contează, până o să se redeschidă perioada de transferuri, vreau să strâng bani, că așa nu am cu ce să-i cumpăr. Da. Primul șut. Iați mă, pentru că v-am spus și în episoadele trecute sunt foarte răcit, dar eu tot filmez. Și poate unii vă întrebați de ce filmez azi și mâine și poi mâine și despre mâine filmez. Nu, eu filmez numai când am timp, pentru că am și o treabă, foarte multă treabă, cu școala asta, cu... Dar la vară, dacă o să mai mă țin de YouTube până la vară, o să filmez. Aici. Trebuie să o vinge pe Dortmund. Trebuie să o vinge pentru a ne duce pe locul, pe primul loc. Nu, așa, cross. Acum punem aici mingea jos și punem aici, că de pe toți. Ne se gibe din față de Silva. Trebuie să recuperăm cu Vardy. Cât pe ce să recuperăm cu Vardy? Cu Vardy se duce. Nu. Silva. Silva recuperează și trimite către... Așa. Ce pe repriza a doua, este 0 la 0. Am pierdut balonul prea repede acolo. Și aici faultăm. Cum vă spuneam, vreau să strângem bani și să fim numai pe locul, pe primul loc și să câștigăm Champions League, Cupa Champions League, ca să câștigăm niște bani pentru a duce la echipă niște jucători mai buni decât acesta. Adică vreau să-l iau pe Alexis Sanchez de la Arsenal, mai v-am gândit eu pe, cum v-am spus și data trecută, pe Tevez acela de la Juventus, pe mai mulți jucători. A favoritatea aici cu Saul. Trebuie să vingem neapărat meciul acesta. Silva, dacă ajunge la acest balon... Aaaa, cât pe aici să ajungă. Bă, ce șut are, meu. A dat mult prea peste poată. Amedici, Copăr, către Baltes, poate fi ultimul contraatac, poate fi și contraatacul decisiv. Aici am dat, nu
vreau să facem egal cu Dortmund, nu vreau. Trebuie să zicem numai pe atac. Și aici este ocazie mare! Pe cer! Să marcăm. Acolo a fost fault. Și este minutul 89, cred că se va arăta. Nu se arată niciun minut de la margine. Incredibil așa ceva, nu pot să cred. Se termină meciul. Facem 0 la 0 cu Dortmund. Și stați să mă uit cu cine vom juca acum. Așa. Cu Stuttgart vom juca. Dar o să revin în câteva momente. Și așa am revenit cu meciul cu Stuttgart. Dar trebuie să fac câteva modificări aici. O să-l băgăm, o să-l băgăm pe stabilit aici. Cea mărină este accidentat și o să-l băgăm pe Maxim. Des, o să-l băgăm în locul lui Velez. Bertels, în locul lui, aici, în locul lui BH. Și sau este și el obosit și o să-l băgăm în locul lui Negle. Și am și ceva surprize aici la fundaș pentru că sunt și ei accidentați. Mamă, aici o așa. Da, asta este echipa pentru meciul acesta cu Stuttgart. Pe Maxim l-a luat chiar de la ei și o să joace potriva lor. Meciul trecut a făcut 0 la 0 cu Borussia Dortmund. Nu a reușit să marcă deloc, a jucat foarte bine Borussia Dortmund. Aici faultă, cred că era de galben acolo faultul acela. O să înceapă. O să înceapă perioada de transferuri. Primul jucător pe care aș vrea să-mi le iau, aș vrea să-mi le iau pe Tevez acela sau pe Alex acest. Trebuie un atacant neapărat pentru că atacanții mei nu prea fac față la zidurile este offside. Am avut un șut foarte bun, chiar dacă am avut offside, am șutat puțin și dacă era să nu fie offside, nu șuta așa, șuta la 20 de metri peste poartă. Vardy, Vardy, către Neagli, Neagli, să vedem ce face acel jucător. A pierde balonul, ce ar putea să facă un jucător nou intrat, adică nou titular, pentru că și este penalti, este penalti, îl faultează pe Vardy. Nu v-am. Da, și vom discuta chiar cu Maxim. Maximul e unde este aici. O să dăm pe colțul, pe colțul, adică pe dreapta sau pe stânga, mai bine. O să dau pe stânga. Asta pe centru. Mai schimbe scorul aici cu Peterborn. La Stuttgart cu 1 la 0, gol marcat de Maxim. Alexandru Maxim. Om de națională. Parcă jucă mai bine ca meciul cu Borussia Dortmund acolo. Nu a plecat o fază deloc bună. Acum băi Hades Neagle Vardy. Vardy să vedem ce face aici. Vardy către Schalke. Nu și dacă era pe poartă. Cred că portarul avea mare, mari dificultăți. Aici șutau și acum începe de aici, de la portar. Dar se termină prima repriză. Și acum este repriza a doua. Recuperăm foarte bine cu Sagri în două rânduri. Va, dacă ajunge la acest balon și va marca, ar fi super. Aici, excelent. Nu vreau să-i batem cu 1 la 0, nu mai trebuie și nou niște gol averaj. Și nu se știe dacă o să-i bat. Poate o să se deegaliză sau chiar să ieși în vigă.
Aí já jogo lá, tinha balões, subi, mudar tudo, já ficou chivado. Vou ver se já tá tranquilo, já consigo dar uma enxada. Sim, não posso acreditar que o ar para a porta lá tinha. Interventia. Tinha interventia no portal Luiz Turgardo. Esta doida penalti, este penalti, vou me executar tudo com o máximo, nada já sabe com o concentrado. Guarda o show, ragazzi, portar o bus, se ele vinte, sabe, não parta de confusa. Așa, și totul pleacă de aici, avem către Vardy, aici Vardy se rog să... Maxim, excelent, recuperarea aici și putem pleca pe contraatac. Putem face 3 la 0. Mai avem o șansă de contraatac. Excelent, des aici, BH, dăm aici către... Excelent, ce întoarcere super... Dance, dance, dance. Dar totuși se minge pentru noi. Așa, acum aici, Vardy, Vardy, cred că ajunge la acest balon, Vardy, într-adevăr, scuzați-mă, a crezut că va ajunge. Cred că așa va fi scorul final, cel mai sigur, dar nu se știe, poate vor fi speranțe să ne dea și un gol. Dar Cooper nu-i lasă Cruz și cred că se va termina meciul aici. Într-adevăr, vincem cu 2 la 0 și nu se va rupe ce lop și 8 bănuți. Da, avem meci decis data viitoare. Meci cu Barcelona, suntem pe locul, pe primul loc, cu 17 puncte. Pe 2 este Bayern München cu 13 puncte. Și pe 3 este Hoffenheim cu 13 puncte și pe 4 cea mai bună echipă, adică este Bayer Leverkusen cu 13 puncte și Dortmund are 10 puncte și este pe 9. Și ultima clasată este Frankfurt și Bremen. Da. Cum v-am spus, dacă v-a plăcut, uitați să apăsați butonul de like. Cam atât pentru astăzi, ca să termin de tot. Data viitoare nu uitați să vă uitați pentru că avem meciul cu Barcelona. Constați puțin, avem meciul cu Barcelona data viitoare și în campionat avem cu Bayern München. Cu Bayern München. Ce meciul o să fie? O să fie niște meciuri foarte incise. Da, atât pentru astăzi. Eu am fost Răzvan, dacă v-a plăcut. Uitați să apăsați butonul de like.